Drumul spre Divizia 1 revine, a dat domnul și continuăm în Divizia 3-a. Recordul ăsta arată foarte bine, uite, uitasem, 38 de victorii, 5 egaluri, 5 învrângeri. Data trecută, dacă ați uitat, ceea ce este posibil, a făcut o victorie pentru titlu în Divizia 4-a și un egal în primul meci din Divizia 3-a și s-au complicat lucrurile. Și de data asta trebuie să aduc ceva în plus la echipă și probabil v-ați dat seama din titlu. Luis Suarez vine la Oastea Creștină pentru 3 meciuri. 3 meciuri în care canibalul lui Suarez trebuie să ne ducă spre niște victorii. 92 fărălare, e fabulos. Bakambu va rămâne pe bancă, iar Suarez va trece primul 11 vârf în pins, 82 pace, 90 shooting, 87 dribbling. Atacantul titular al Barcelonei e totuși un jucător formidabil și sper să dea ceva goluri ca să câștigăm și noi câteva meciuri. Ne trebuie 7 victorii din 9 meciuri, vai. Va fi foarte greu, va fi aproape imposibil, nu știu. Asta pentru titlu, bineînțeles, ca să ne păstrăm acest traseu impecabil în care pur și simplu am luat toate titlurile. Sigur, acum va fi greu să câștig titlul, nu? Și în divizia 3-a și în a 2-a, totuși sunt adversari destul de buni și jucăm cu un turc. Galatasaray, oricum, atac, îi zic. Fanul lui Galata va fi. Nici nu știu cum să-l numesc. Jucăm cu cu ăsta. Arbitrează Lambrakis. Nu știu ce să zic de Lambrakis. Echipa lui este cu Buffon Team of the Season. Păi da, cum? Sandro Chiellini, Barzari și Dani Alves în apărare. Nu știu cine e ăla Team of the Season ăla. Cu Nainggolan și Bonaventura, cred. Perisic, Higuain de la Squad Building Challenges și cu Cuadrado completează acest prim 11 al lui, care arată foarte bine din seria. Este o echipă excelentă, nu mi-am schimbat stadionul. Va trebui să fac data viitoare, am uitat. Parcă am zis că îmi schimb stadionul, nici nu mai știu. Nici nu mai știu, dar sigur trebuie să-mi schimb. E debutul lui Luis Suarez în echipa noastră. Al doilea jucător după Aubameyang, de mare clasă, care joacă pentru noi. Și vai de mine că a scăpat deja Perisic, dar apără Navas, e bine. Acum e acum, Carvajal în Higuain, de ce? Joacă bine băiatul ăsta, ce centrare, bună, Navas! Apără Navas, rămâne mingea la el, e la Cuadrado, un călcâi! Ce-a încercat cu Cuadrado acolo? Momentan nu poți să iau mingea, are momentul. Ce șut! Sigur, sigur! Ce bine șutează Bonaventura, ce mijlocaș! Bonaventura trebuie să dea gol de acolo, bănesc. Din prima, așa, cu stângul, sigur, meciuri grele. Suntem pe finalul acestei serii, relativ. La mine probabil va dura vreo două luni până să postez ultimul episod, dar Suarez aici e în poziție centrală lui Suarez, șutează în Barzali, ce șut bun, este corner. După acest blocaj al lui Barzali, la un șut excelent. Al canibalului Suarez, centrarea a fost bună, dar a respins. Tot la noi este mingea, la Carrasco, în careu. Carrasco, excelent, Carrasco cu centrarea blocată de Dani Alves. Și va fi mingea lui. Dar Higuain este destul de lent, nu se descurcă deloc acolo, rămâne la el totuși. Încearcă prin banda dreaptă cu Dani Alves. Alves în centru spre Nainggolan. Nainggolan l-a văzut pe Bonaventura, Bonaventura! Bonaventura! Foarte bun, foarte bun italianul ăsta. Sigur, da. Ce bine că l-are pe Bonaventura acolo. Altfel, cred că am luat vreo două până acum. Excelent. Suarez, lui Suarez! Din nou blocat. Da, apărarea lui stă foarte aproape de careu și nu pot șuta. Îmi închide unghiul foarte bine, Higuain va pasa sigur cu el. Na, știam că pasează și tot n-am făcut nimic. Cuadrado, numărul 9. Nu știu cum a luat pe asta. Puteam să jur că mi-am luat gol aici. Uite cât de liber era. Și partea de la colțul lung a părții era liberă. N-avea ce să facă, să fim serioși. Nu e offside aici. Și a scăpat Cuadrado. E gol, sigur, trebuie să fie gol. Nu e gol! Da, ce să mai zic? Turcul ăsta cred că mușcă din kebab deja. Nu mai poate. O, ce pasă bună a lui Casemiro. Și Gaia, foarte bine. La lui Suarez, băi, dar mereu mă blochează acolo. O, ce pasă, Buffon! Gianluigi, Team of the Season. Totuși, Iñaki Williams l-am văzut bine acolo. Și ce bine închide Buffon unghiul și cu
cu vârful ghetei. O scoate în corner. Hai, Isco. Una bună, Isco. E bună asta. Williams! Atât de aproape. Vai, vai, vai. Excelent, Carrasco. Suarez, penalti! Nu-i penalti? Pa, fost penalti. Reloare. Reloare, mă! Dă mai reloare, domnul arbitru! Nu, nu e... Nu-mi dă reloare. Dacă ăla n-a fost penalti, pleacă, mă, de aici. Hai. Suarez! Cum n-a fost gol aici? Carrasco, no, Daniel Vest. Ce bine a venit Coche. Hai, Luis! Băi, nu se poate așa ceva. Câte ratări. N-a marcat Suarez încă, dar are un șut extraordinar. Ce șut are lui Suarez. Ultima fază reprizei. Poate acum. Cum ar fi acum un gol? Bară! Și Williams! Gol! Iriachi! Deschide scorul în ultima fază a primei reprize, mă. Dacă nu dădeam gol aici, bara totuși a trebuit să fie lovită de cineva. A fost Carrasco, ce șut! Bun, s-a aruncat însă foarte bine, dar n-a mai reușit să se mai ridice înapoi, să le spingă a doua oară și este 1-0 pentru mine. Hai, Navas, sus acolo e Iñaki. Marcatorul golului. Foarte bine și Suarez, cred? Nu mai contează, Casemiro, ce dribling! Și pasa aia e bună la Williams! 2-0! Ce ușor, ce ușor! E 2-0 de 51. Dubla lui Williams ne aduce mai aproape de divizia a doua cu acest meci. Turcul cam îngenunchiat la noi acasă aici. Pe Veltins Arena. Ce să-i facă? Nu are ce să-i facă. A ratat vreo 2-3 ocazii foarte importante și de acolo... Până la urmă, ocaziile se răzbună. O, Gaia! Era un singur culoar pe unde se putea duce o pasă bună și l-am nimerit fix pe ăla. Extraordinar. Și acolo este în banda stângă Carrasco. Hai, Carrasco, una bună. A venit Dani Alves, Dănuțu. Pipita, Pipita, du-te acasă, Pipita. Ce pas a dat Pipita. Vai de bine, Perisic. Reduce din diferențe. 2-1, pasa aia lui Higuain. Fabulos, zici că era Iniesta în vremurile lui bune de la Barcelona când era el tânăr și câștiga Cupa Mondială cu Spania, vai, vai, vai. Și trebuie să o joc mai la sigur pentru că am doar un gol avantaj. E bine, du-te. Du-te, Carrasco, Carrasco, ce frumos gol, mă! Extraordinar, ce stop! Cum am oprit seara cu Barzalei? La semințe s-a dus. Băi, și Buffon n-a prea avut ce să scoată. Imparabile șuturile astea. 3-1 și e gata. 3 puncte în primul meci al acestui episod. Dacă dau un meci sau două, asta depinde la editare. Înțelegeți voi. Oh, Higuain! Un sweaty goal, nu? Poftim dacă nu știi să tragi singur, că nu dai gol. 3-1 se termină. A încercat Mișelește așa, nu știu de ce. Ar fi trebuit să fie bărbat dacă tot nu putea să mă mai egaleze. Probabil ar fi înscris acolo Higuain, are 91 overall. Primul meci al lui Suarez, n-a marcat în primul meci Suarez, dar a câștigat primul meci. El e, pare lent, dar nu e lent pentru că e inteligent, știți? Și o să-l mai joc un meci și o să-l păstrez așa pe lui Suarez. Nu o să-l mai joc în episoadele viitoare, o să las un meci acolo la contractele lui. Dacă o fi ceva... Pe final, să ia cel în ultimul meci, în final atunci. Mai merge un meci. Aș face 40 de victorii și ar arăta recordul ăla atât de frumos. Mă rog, așa, ce puțin stilizat, așa vorbesc. Na, ca design, așa, că 45-5. Sună bine. 2000 a ajuns să fie fitness-ul, vorbit serios. Nu știu, mi-am luat eu țeapă acum, nu cred. Că am căutat o grămadă pe la sume de 1700-1800. E chiar mult, nu știu, chiar mă gândesc dacă trebuie să-l dau, că joc în divizia 3-a și trebuie să am jucători de inis pe final, mai ales. Oricând poate fi nevoie să fie egalitate și să mai înscriu, trebuie să fie jucătorii cât mai proaspeți posibil. O să mă mut pe Allianz Arena până la urmă, e un preț decent, 350. Bernabeu, voiam să iau stadionul din Madrid, Santiago Bernabeu, dar nu l-am găsit, deci l-am tot căutat. Trebuie să bage neapărat anul viitor posibilitatea de a căuta stadionul după nume, fiindcă marketul e foarte random.
în ceea ce privește stadioanele, nu știu ce o fi așa. În orice caz, am rămas cu niște bani și o să jucăm al doilea meci al acestui episod. Sper să fie tot o victorie și să adunăm 7 puncte, hai să vedem. Bun, am picat cu Frani FC, Forța Milan, dar are stema în cele de la Manchester United, jucăm tot în albastru. Cred că o să schimb și kiturile, să văd ce mai am prin club, că am mai primit niște kituri în alea gratis. Bun, el are echipă tot de seria. Buffon în poartă, Sandro Chiellini, Bonucci și Dani Alves în apărare, Pjanic cu Ever Banega în form. Mijlocaș central, mijlocaș central ofensiv e Dybala, Mertens pe stânga, Shalak în form pe dreapta și Icardi în formul de 88 este vârf. Da? Allianz Arena, ziua arată bine oricum. Allianz Arena e un stadion fabulos. Și nu-i rău că l-am luat la 350, un preț foarte bun. Opa, Casemiro. Și Suarez, gol! Luis Suarez, primul lui gol la Vastea Creștină, în al doilea meci. Canibalul deschide scorul la poarta lui Buffon, numai cu Buffon jucăm. Echipele de seria parcă sunt des întâlnite în aceste divizii de sus. În top 3-ul ăsta al ultimei timului. A trecut Icardi, va pasa sigur. Sau nu? Știam că pasează, dar cât i-a luat și totuși n-am putut să-l blochez. Excelent, 1-1. Nu știu dacă e prima lui ocazie, s-ar putea să fie, dar m-a prins urât aici, nu știu unde mi era apărarea. E 1-1, 1-38. De ce e Williams vârf? Ce se întâmplă? Ia uite-l pe Chiellini, ce intervenție a avut. Hai că asta e. Asta e. Vine Luis. Vine Canibalul. Apără Buffon. Păi trebuie să aibă oamenii altă atitudine. Să muște din ei. V-ați prins? Să muște din ei. Hai. Hai. Ăsta-i mă! Gol! Lasă-o! Tiki-taka, bă, ce era Buffon. Bă, băi, ați văzut că Buffon totuși a sărit? Dar nici n-a văzut-o pe asta, asta s-a dus efectiv, el s-a aruncat la ghici. A încercat să ghicească acolo. Ca la handball s-a dus Buffon. Ce foarfecă. Carrasco. Ăla e gata. Luis. Și ne apropiem de final, asta a fost. O să câștig cu 2-1 acest meci, dacă nu cumva se întâmplă vreo minune. Și dă el gol la următoarea lui fază, care începe totuși din careul lui. Ar trebui să câștige și duelul la cap. Da, e gata. Poate mai dau chiar încă un gol. Suarez. Suarez, e golul tău! 3-1! Două victorii cu 3-1. A marcat Suarez de două ori în acest meci, ne-a dus victoria. Voleu impecabil, mă așteptam de la el. 92 overall totuși. În ultimul minut. L-am învins și pe ăsta. Mergem spre divizia a doua. Și o să închei episodul așa, deodată. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like. Și vă mulțumesc că susțineți această serie. Am văzut și la ultimele episod, are vreo 8800 de views până acum, ceva de genul ăsta. Fantastic. Eu încerc să vă aduc victoriile și divizia 1 cât mai repede. Și cam atât.